știți, am o susținere de la foarte mulți primari din alte partide, din mulți primari independenți, deoarece ei cunosc poziția mea, cum ar fi, spre exemplu, această aberație care noi avem, consilii raionale care le avem în țară. Unii la mine era scris clar și la prezidențiale, să distrugem sistemul de administrație raionale, ca să nu se sperie cetățenii, raionul rămâne, Don Dușeni, Cahul și Resul. Dar acest consiliu raional care este, aha, asta e primar de nostru, îi dăm vă 300.000 de lei în sat la grădiniță. Da. Sau le spune altora, vină și treci, schimbă scularea, treci la noi și îți dăm ții pentru drum. Banii trebuie să redistribuit în țară, nu contează. Câți primari de la Usatăi, de la Sandu, Nastasă, același Dudon, conform numărul de locuitori dintr-o localitate și câți metri pătrați are localitatea. Dacă într-adevăr vrem schimbăm. Altfel, deci asta stă un rechet în fiecare raion care ne costă 10 de milioane de lei. Iată Costea Cojucar, primarul de Iedniț. Vă dați seama, Consiliul Raional, într-o bun zi, îi e cinematograful de la primărie și îl trece la raion ca să-l vândă. Adică monumentul lui Eminescu e la balans la raion, al lui Pușkin la primărie. Tot ce se află într-o localitate sau alta trebuie să fie la balans la primărie. Eu sunt foarte bucuros de faptul că am avut aceste mandate de primar, că erau multe probleme care eu nu le cunoșteam dacă nu devineam primar de Bălți.